Bună seara, Lucian, sunt de la Arpacor. Ia spuneți. Eram în apel cu domnul director. Da, am dat alea lui contabilă. Ok, ok, bine. Și discuți tu cu ea mâine să faci și mie plata. Da. Ți-am dat și buletinele și cum ai zis, mă, da, una acolo, una acolo. Da. Ok. Bine, bun. Sănătate. Mulțumesc. Descărca, nu au fost probleme. Da? Ce începuse să facă urât doamna Neguț? Păi nu știm ce începuse. Dar a plecat cu bărbatul. Mă dă lumea că a venit pe la urmă și el. Cu ăștia am găsit în seara asta cu pâine. Era două țigănci. Vreau aia, vreau ciocolata aia, vreau băganaș. Ia. Eu nu să le bag, nu pot să le țin. Dar nu mai ținut în seara asta, uite cât e ceasul. Dă-l dreacu că prea e numai gura. Ba. Uite, bă, asta și asta vreau. Du-te, dreacu. Eu acum trebuia să am două pare de țuică. Lasă-mă că le recuperez, că trebuie să prăjește peștele până v-am măligat, o să-mi iei pare de țuică. Dă peste de noi, dreacu, cu șapele locul tău. Ale, dreacu, domnul Cotil, n-are. Hai de pane, vedem la 10.